Deputații au adoptat astăzi proiectul inițiat de guvern privind modificarea articolului din Codul Penal care se referă la incitarea la violență, ură sau discriminare. Astfel, poate fi considerată infracțiune și dacă se adresează criteriului de apartenență politică. Deputații au adoptat un proiect prin care incitarea la ură, violență sau discriminare pe criteriu de apartenență politică e pedepsită cu amendă sau închisoare de la 6 luni la 3 ani. Astfel, propunerea legislativă adoptată miercuri prevede că incitarea publicului prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție cu SIDA, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Pe 5 septembrie, Senatul respinsese proiectul de lege, însă Camera Deputaților l-a adoptat în calitate de for decizional și astfel legea merge la promulgare.